Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la emisiunea Oameni cu Stil. Am revenit cu zâmbetul pe buze, deoarece am în această seară un invitat cu totul special. Este un gând frumos. Este o frumusețe în care, dacă stăm și analizăm dezvoltarea personală și adânsului și CV-ul cu studii și cu funcții și cu ceea ce îl reprezintă pe dânsul ca om, ne ia întreaga emisiune să vi-l prezint. Așa că îl las pe dânsul să ne spună. Să încadrăm într-o propoziție, este un gând din Ugându. Bună seara, domnul Ugându! Mulțumesc, m-a surprins cu această prezentare. Aș putea spune că este o prezentare cu stil. Ești la emisiunea Oameni cu Stil. De ce crezi că te-am invitat la emisiunea Oameni cu Stil? Probabil pentru că faptul că și oamenii considerați oarecum rebeli au stilul lor și poate pe mine mă reprezintă cel mai mult. Ești un om rebel, domnul Gându? Într-o formă... În toate interviurile sau în majoritatea interviurilor pe care eu le-am urmărit, îmi spui că ești un om nebunatic, cum îți place ție să rostezi. De ce spui asta? Ești un om liber? Sunt un om liber, dar nu sunt nebunatic, poate în raport cu modul, maniera în care se trăiește sau se face politica astăzi în România, care pe mine nu prea mă reprezintă și atunci... Și totuși ești un om politic. Da. Pentru că dacă nu te implici, în mod sigur nu se va schimba nimic spre modul tău de a gândi. Dacă doar îi lași pe ceilalți și critici, o să fii poate un excepțional critic și atât. Ajută și critica dacă este constructivă și dacă cei care sunt criticați au capacitatea de a extrage din critica constructivă ideile bune. Eu am criticat destul de mult timp pentru că am vreo 20 de ani de experiență în organizații non-guvernamentale. De altfel am și creat cel mai vechi ONG din Galați și am sprijinit următoarele două. Mă refer la Liga Studenților, unde sunt membru fondator și care este cel mai vechi ONG din Galați. Tocmai aceasta este funcția care v-a făcut persoană publică, să spunem așa. Da, așa am devenit persoană publică încă din 1995, la reînființarea Ligii Studenților. Am fost ales fără să știu și fără să candidez, măcar eram plecat după niște manifeste. Am fost ales vicepreședinte pe relații internaționale, interne și internaționale, așa era poziția la vremea respectivă. Cum așa? Ai visat la această funcție? Ți-ai dorit această funcție? Nici măcar n-am știut că există, nu. Pur și simplu, noi eram în grevă, făceam grevă, era prima grevă în 95 din Galați, a studenților mai serioasă, și eram la un copiator plecat de la universitate, studenții erau în față, să făceau alegeri pentru a reînființa Liga Studenților, pentru că ea exista din 1991-90. Scriptiv, dar de fapt nu era ok. S-a reînființat, erau studenții, s-au făcut alegeri, eu am și plecat din zona de alegeri, deși eram unul din organizatori și când m-am întors la universitate, cu mâna plină de manifeste, ziarele pe care le scoteam noi atunci de grevă, am aflat și am auzit din Ugându, vicepreședinte relații interne și internaționale, eram pe trepte, urcam și lumea aplauda, zic, bă, care e probabilitatea să fie mai mulți cu numele ăsta, că nu știu. Și de ce crezi că te-au ales pe tine? Probabil că, adică în mod sigur, au avut încredere în mine în ce au văzut în alea trei zile când ne-am organizat noi. Ești un lider. Ai fost un lider? Da, am fost de mic. Am fost, în general, unul din liderii grupurilor în care mi-a plăcut să-mi trăiesc viața. De unde e această calitate? Sau aptitudine? În mod sigur, de la bunicul meu. Ce a fost bunicul tău? Bunicul meu a fost un lider de când nu știu eu. De, fiind copil de Chiabur, nu a avut voie să facă mai mult de 4 clase și ambiția lui l-a făcut să facă în așa fel încât copiii lui avea două fete care au trăit și ambele au făcut studii superioare. Și ai trăit lângă bunicul tău? Ai fost crescut de bunicul? Cea mai mare parte, da. El a fost modelul meu de tată datorită unor situații familiale și
De exemplu, el avea doar 4 clase făcute, dar a citit toate revistele Magazinului Istoric de la înființarea revistei și până a murit, acum vreo 10 ani. Și chiar avea o colecție uriașă și întâmplarea a făcut ca după ani de zile să ajungă într-o colaborare, într-un proiect comun, chiar în biroul directorului revistei Magazinului Istoric și am povestit de bunicul meu, de pasiunea lui pentru revista lor. Deci iată că bunicul tău a fost care... un model în viață. Ce te-a întâmplat bunicul tău? Am învățat. Ce sfaturi de părinte, în ghilimele? În primul rând, alături de mama, bunul simț și 7 ani de acasă. Cred că sunt cei mai importanți în relațiile sociale pe care le aveam noi. Că dacă stai să te uiți așa, de punct de vedere al genezei, să zic, sau al creației, fiecare cu opțiunea lui, până la urmă, noi suntem niște animale sociale, în sensul că trăim în comunități și, evident, există reguli peste tot. Și regulile, în general, se respectă. De la bunul simț sau se încalcă, de exemplu. Dar încercăm, dacă nu le respecti, mă refer la normele de bază primare, apare cumva coerciția. Sper. De exemplu, la furnici, dacă un exemplar al autorat, este pedepsit de celelalte furnici. Eu dacă văd un cetățean pe stradă care aruncă o hârtie, îi spun, ori îi spun că nu e frumos, ori îi spun mai elegant, mă uit la și spun, v-a căzut o hârtie. Același lucru fac și când aruncă chiștocul de mucă de țigare pe geam la mașină. De cele mai multe ori reacționează pozitiv. Dacă o spui într-o manieră elegantă și fără răutate, învață și mai degrabă învață și nu repetă după aceea, chiar dacă va repeta, dar se va mai gândi și oricum nu va mai face noi. Dacă te duci și ții la el, măi, folosești un invectiv și după aia aruncat, nu cred că aici. Nu întotdeauna contează ceea ce spui, ce cum spui. Maniera contează foarte mult. Asta e o parte a educației din familie, pe care a dat-o mama și bunicul meu, și bunica mea, care erau moldovean, că jet pe jet, deși a trăit la oraș, cea mai mare parte a vieții ei, era cea mai neaușă grăitoare de limba română. Căpătat puțin accent de la... Am și mereu îl folosesc în galați, pentru că e o parte moștenirii mele. Adică îl folosești în galați? Adică îl vorbesc se relaxat. Se pot schimba? Da. Te poți adapta la fiecare accent? Da. Și franceza vorbeam cu un accent fără probleme. Și acum vorbesc destul de bine. Nu mai am vocabular atât de mare, pentru că n-am mai folosit-o de ani de zile, dar nu am probleme. Adică merg. O perioadă am trăit destul de mult în Franța și niciodată nu mi s-a spus că n-aș fi francez. Bine, și mama a fost profesor. Vorbești de Franța? Cum ai ajuns la... În Franța a fost de foarte multe ori. Nu știu, chiar de foarte, foarte multe ori, pe multe proiecte de educație, în vacanțe, la prieteni, la job, la... Franța mi-e foarte familiară și iubesc. Eu sunt un francofon de felul meu. Deși politic mă consider mult mai apropiat de structurile NATO, știi, anglo-americane, dar din punct de vedere cultural sunt un francofon. Până să ajungem la politică, dragostea ta de prezent. Hai să vorbim de trecut puțin. Politica nu e dragoste, e o necesitate, e o formă de exprimare a ceea ce acumulezi în viață și consider că e normal să întorci societății. Pentru mine. Pentru unii e o manieră de a pot să citesc cu spui că vintul. Politica este o necesitate? Crezi că din politică se fac bani? Eu până acum doar am băgat bani. Puținii mei bani doar am cheltuit în politică, pentru că eu plătesc cotizație de membru destul de mare, având o funcție în biroul politic al PNL Diaspora. Am construit destul de mare de a merge la ședințe, pentru că noi fiind pe diaspora avem ședințele în diferite țări și nu-ți plătește nimeni. Nici slavă Domnului că există cursele low cost și mai am un noroc. Am prieteni aproape în toată lumea, sau cel puțin în Europa, și am unde să stau oricând, oriunde. Da, sunt informații care din exterior lumea sau societatea critică sau au impresia că oamenii politici au bani. Dar eu nu-i contrazic. Mare parte din oamenii politici
au bani. Unii pentru... Iată că deții o funcție destul de importantă. Așa este, o funcție foarte mare față de câți bani am. Asta e altceva, dar se poate și altfel. Și eu sunt o dovadă faptul că se poate și altfel. Cel puțin în PNL. Pe de altă parte, există oameni cu foarte mulți bani care au intrat în politică pentru confirmarea statutului social. Și am prieteni de genul ăsta. Și există oameni care au intrat în politică, iertați-mă, pentru a o bubui financiar. Am cunoscut de genul acesta, dar nu am prieteni de genul acesta. Tu de ce ai intrat în politică? Eu am fost activist social de mic. Am fost lider la Liga Studenților. Am creat, am luptat pentru și lupt în continuare pentru situația românilor din Basarabia, din sudul Basarabiei, special din Ucraina, pentru drepturile minorității române de acolo, din Serbia, din Timoca. Adică eu fac chestia asta de copil, de când mă știu, că așa am fost educat și învățat. Așa gândesc eu. Tatăl meu a fost profesor de istorie. Cumva se trage și de acolo, deși educația istorică în parte, cea mai mare parte, tot cu bunicul meu am făcut-o. Și... am fost activ social tot timpul, social, cultural și mai departe. Am criticat, pe de altă parte, mereu, după ce am crescut, am înțeles că nu trebuie doar să critici, trebuie să vii și cu propuneri de acțiuni concrete după ce am câștigat experiența. Pentru a critica trebuie să prezinți un model. Exact, trebuie să vii și cu o soluție. Trebuie să te prezinți în față ca un model. Nu neapărat. Acest nivel de a fi un model pentru ceilalți? Nu știu, mi-ar plăcea să ajung la un moment dat să fiu model pentru ceilalți. Deși în cadrul studenților am fost mereu foarte respectat în interiorul mișcării. Și iubit. Și iubit, da. Și nu numai aici, la Timișoara, și la Constanța, unde am făcut niște școli de leadership care dăinuiesc din 96 până acum, încă sunt școli de leadership. Și ei mi-au arătat prețuirea tot timpul, în sensul că în fiecare an sunt invitat de onoare la evenimentele lor, sunt membru de onoare la Liga Studenților de la Universitatea de Maritimă Civilă din Constanța, care pe 6 a împlinit 27 de ani și le urez la mulți ani, la mulți ani. Sunt membru de onoare și la organizația din Universitatea de Vest Timișoara, care pe 27 martie de ziua Basarabiei o să plinească și 27 de ani și sunt membru în Consiliul de Onoare al lor, deși sunt singura persoană care n-a fost președinte al organizației. La ei, în Consiliul de Onoare, intră toți președinții. Pentru mine au făcut o excepție. Mă simt apreciat și cred că am muncit pentru asta. Nu negat, nu e vorba de lipsa de modestie sau... Sunt foarte mândru de lucrurile astea, dar în general prefer să nu vorbesc foarte mult despre ele, că mai am mult de făcut, adică nu pot să mă opresc în timp. Pot să fac mai mult, cred, sau cel puțin îmi doresc. Ești o persoană tânără, văd foarte ambițioasă și cu idealuri înalte și de ce să nu faci? Dacă ai această calitate de leadership și de luptător, că văd că te zbați. Dar nu sunt singur, adică asta e lumea în care trăiesc. Prietenii mei sunt de aceeași factură cu mine, mie nu mi se pare un lucru extraordinar. Așa a fost să fie și evident ce se seamănă și adună și pentru mine e maniera normală de a trăi. În general, prietenii mei sunt fiecare lider în domeniul lui de activitate. Nu suntem toți din... Unii sunt în domeniul juridic, unii sunt avocați, unii sunt notari, unii sunt antreprenori, unii sunt manageri, unii sunt, nu știu, directori și mai sau unii sunt chiar fără funcții sociale importante, dar sunt oameni deosebiți prin educația lor, prin felul lor de a fi. Când erai tânăr, mititel, că și acum ești tânăr. Da, spiritual mă simt. Știu eu așa că ai fost mai răzvrătit un băiat mai... Răzvrătit sunt și acum. Inclusiv cel mai răzvrătit sunt... Dar ești un răzvrătit mai matur, să zicem așa. Mai, cu mai multă experiență. Ce ți-ai dorit tu când erai așa adolescent? Ce-ți doreai să te fii? Motocicletă, îmi doream foarte mult. De când eram copil îmi doream motocicletă. Aici am vrut să ajung. Cum să vezi un om politic? Un vicepreședinte, un fost director, câte funcții ai, nici eu nu le mai știu,
pe motocicletă. Da, asta fac de când eram copil. Eu țin minte prima dată când m-a urcat cineva cu motocicletă, cred că era 79 sau 80. Când m-a urcat cineva pe o motocicletă prima dată, eram în comuna Fălciu, județul Vaslui. Păi și câți ani? Într-un de țară, 7 ani, 8 ani, 7 spre 8, era vară, nu știu, primăvară. Și era o motocicletă albastră cu alb, Iij, și m-a pus, era cu atașa aceea și m-a așezat pe rezervor, cu mâinile pe așa, și am simțit atunci mirosul de benzină și nu mai a ieșit. E cel mai frumos parfum pentru mine. Pe seară m-am întâlnit cu prietenii mei și discutam despre motoare, că asta e gașca mea de motocicliști, noi suntem o gașcă de prieteni și circulăm foarte mult prin toată Europa, adică în fiecare an facem un turneu de 1000 de kilometri și mergem. Când, ca să ajungem în Austria, de exemplu, noi facem o scurtătură prin Balcan, mergem Bulgaria, Macedonia, Albania, Bosnia, Croația, Italia, mergem în Austria, după care plecăm... Da, ne place. Ne place foarte mult să ne plimbăm. Suntem oameni potriviți între noi. Ne face plăcere să petrecem timp împreună și să muncim și să ne distrăm. Și, pardon, și călătorim foarte mult. Da, este probabil cea mai mare pasiune mea, motociclismul. Singura diferență este că eu am 45 de ani și încă sunt pe motoare super sport de viteză. Iar prietenii mei ceilalți sunt pe ciopăre sau fine motoare mai liniștită, mai cuminți. Eu am spus că până la 50 de ani nu renunț. Și oricum nu o să renunț la motorul ăsta niciodată, dar poate mai încolo, când o să am mai mulți bani, o să-mi iau un motor mai cumint, așa mai touring. Nu pot să spun modelul, că fac publicitate gratuită. Deci trebuie să trec la caserie după aceea. Mă amendează. O faci da. Probleme. Apoi... Îmi dai da, și mie o funcție de asta de... Dar nu, aici funcțiile nu se dau. Eu trebuie să ai pile. Vorbeai într-un interviu că pe lângă noroc ai avut și anumite pile. Pile? La ce? În armată. Da, am avut pile, puteam să... Dar n-au știut niciodată să... Ei n-au știut că sunt în armată. Adică unchiul meu bun era comandatul poliției militare pe țară. Și când a venit la mine în unitate, eu m-am ascuns. Eu eram la Spitalul Militar Central Soldat, în București, și când l-am văzut, m-am ascuns ca să nu știe că sunt acolo. Mie mi-era oricum foarte bine, adică... Și chiar am făcut și arest și mi-am trimis vorbă că... Aul, nu mai zici. Am făcut arest pentru că eu am vrut două chestii în armată. Ești foarte sincer. Poate imaginea ta de sine acum este păcat. Dar era, dacă nu făceai arest în armată în vremea 91-92, erai... Păpălău, erai papălate. Am vrut să... Pentru că nu... În termen militar de atunci, de ce nu-l dai, mă? Trebuia să-i dau pe goarnă, cer scuze, dar așa se spune atunci. Natural. Da. Doi colegi, că dacă nu îi dai, te duci cu ei la arest. Mai bine mă duc cu ei la arest, oricum voiam să ajung la arest. Să văd și eu cum e. Părea ceva, wow, că ai făcut arest, da, erai... Deci, Doamne, mai bărbat. E o prostie, dar așa gândeam atunci. Și am vrut să fiu și tu în zero și m-au tuns și zero. Eu aveam plete pe vremea, erau tuns doar pe lateral, sus aveam plete și le trăgeam sub bască și nu aveam ce trebuie la el. La noi armata era foarte legeră, fiind Spitalul Militar Central, erau cu totul alte regulamente decât într-o unitate clasică. Noi... Și noi chiar aveam treaba, adică noi căram morți, noi rezolvam la incinerare. Erau chestii foarte dificile. Nu era simplu să intre la 3-4 dimineața, să plimbi un kilometru, doi mort în brațe și să-l bagi noaptea în frigider sau să faci știvă când erau prea mulți. Nu e plăcut, da? Asta e. Sau să dormi cu mort în pat. Se întâmplă. Dar ție somn, ce era să faci? Cum să dormi? Alături. Nu există așa ceva. Ba, există. Ai dormit mort asta. În pat? Da, eram două paturi lipite. Persoana respectivă era colonel, era fost șef de secție în Spitalul Militar Central. Mortul? Da. Când a venit, era viu. A venit în secție, eram pe vremea aia șeful fazei la neuropsihiatrie și m-a rugat medicul de gardă, din nu te rog, rămâi în seara asta cu domnul colonel, pe care îl cunoștea, că a fost un accident vascular cerebral, venea de la schi. Și în tren, chiar lângă gara de nord, spitalul chiar lângă gara de nord, au făcut un AVC.
Și m-a rugat să rămân cu dânsul, pentru că fetele erau, spitalul, secția era plină și fetele n-aveau timp, cele două asistente n-aveau timp să steau mereu acolo și ca supraveghere. Și, în fine, avut mare două, trei ori, l-am întors, chestiile, am pus o perfuzie, adică chestiile normale, obișnuite pe care le făceam noi acolo. Și la un moment dat am văzut că dă semne, că așa am luat în brațe, am murit, l-am așezat, am anunțat medicul, a venit, m-a dat în foaie, am anunțat la unde dormeau colegii mei celorlalți soldați că peste trei ore trebuie să vină să ia. Era un... așa era algoritmul de lucru, pentru că fusese un caz în care s-a ridicat un mort pe targă, moarte clinică, și s-au speriat soldați. Și atunci comandatul spitalului dăse o dispoziție în care dacă o persoană deceda, trebuia să aștepți trei ore și după aceea veneau cei care erau de serviciu pe zona aceasta să meargă să se evacueze. Și asta s-a întâmplat generos. Și timp de trei ore stat în... Dar nu mi-a păsat, că pe la șase au venit colegii, m-au salutat, l-au luat, eu am mai dormit până la 7:30, când mi-am început activitatea, că tot acolo urma să lucrez și în ziua respectivă. Și aveam program până la 3 și după aia eram liber, adică nu era. Bine, ești bărbat, ești... M-au schimbat foarte mult. Eu am fost un copil foarte sensibil și mi-era frică de mult înainte, dar pentru mine armata a fost un lucru bun. Te-am autorizat. În anumite părți, pentru că în altele nici acum nu sunt. De parte de copilărie. Tu încă ești un copil în interior. Am anumite segmente ale creierului care că sunt în zona respectivă și cred că e bine că așa și trebuie să rămână, nu trebuie să devii mereu un urâcios, poți să rămâi mai copil. Dinu, care este cea mai mare slăbiciune a ta? Nu știu, cred că am mai multe. Acum depinde și... Mă uimește sinceritatea ta. Deci am mai politic. Un om cu funcție să-mi spună public că are mai multe slăbiciuni. Nu ți-e frică că îți cade din orgoliul tău, bărbătesc? Nu, de ce? Dacă ești sincer, cred că... Și, acum să spun ceva. Eu sunt în politică, dar eu nu candidez. Pe mine nu m-a interesat să fiu deputat sau altceva, pentru că eu cred că pot să performez mai bine în alte zone decât să lustrui băncile prin Parlament și... Evident, poți să vin niște proiecte de legi, poți, dar astea poți să le faci din poziția în care sunt. Adică ce am eu bun de făcut, deocamdată, mai târziu, mai discutăm. Dar contribuția mea la ora actuală pot să o aduc și prin intermediul colegilor care sunt în partid și sunt în Parlament. Adică nu trebuie să fiu eu acolo. Una din condiția principală când am intrat în PNL Diaspora a fost când m-a invitat senatorul Viorel Badea. Am zis, ok, bine, m-a invitat să preiau funcția de președinte PNL Republica Moldova, după care m-au avansat și m-au pus vice pe toată diaspora. Am fost secretar general și după aia vice pe toată diaspora. Și una din condiții a fost, ok, intru, dar dacă scriu proiectul PNL de pentru programul de guvernare privind politica față de Republica Moldova. Și le-a zis, da, bineînțeles, apucă-te. Și după aceea, profesorul Radu Car, șeful școlii doctorale de științe politice de la Universitatea București și cu încă un prieten fost diplomat, actualmente lucrează în altă parte și n-ar vrea să-i pronunț numele, la rugămintea lui, noi trei cu alte ajutoare și sub coordonarea lui Viorel Badea, senatorul Viorel Badea, președintele Comisiei pentru Români de Pretindere, am creat un material care, fără nicio rezervă, pot să spun că este cel mai bun material politic de la distanță cu ceea ce privește relația României cu Republica Moldova, cu Basarabia, cum îi spun eu. Eu sunt un unionist, adică la mine nu există dubii, doar că sunt un unionist moderat în sensul că rațional, unionist raționalist. Și proiectul nostru cred că e suficient de bun, având în vedere că după ce l-am lansat la Parlament, a doua zi au fost 50 de reacții împotriva proiectului nostru pe întreg teritoriul Rusiei. Nu spun ce a fost în România, că nu, rușii au primit proiectul.
Deci până și din Kamchatka, pentru că am primit de la o instituție care face monitorizare de presă pe toată lumea, am primit și 50 de reacții, inclusiv din Kamchatka, împotriva proiectului nostru. Ceea ce înseamnă că era bun. Că altfel nu. Și bine, și evident că acum aș mai pune alte câteva chestii, pentru că orice proiect este perfectibil până la urmă, că stai și analizezi mai. Dar și i-am invitat pe toți... În area profesională? Știi cum e? Perfecțiunea, dacă o atingi, n-a atins-o nimeni niciodată. Și poate doar Iisus să spune că reprezintă perfecțiunea, dar atingi despre perfecțiune este un lucru firesc pentru... perfecțiunea aceasta, îți face lucru bine, îți face treaba bine. Că, la o adică, de tine, dacă stai și te gândești și... până și patriotismul, pentru mine începe cu faptul că, doamne, fă-ți treaba bine la locul de muncă și asta poate fi o formă de patriotism. Bineînțeles că nu e doar asta, dar e una din... Următoarea mea întrebare era, ești patriot? Știu că ai fost în alte sute de țări. Eu țin foarte mult la țara mea și mi se pare și firesc, pentru că și nu mai la țara mea, țin foarte mult și la Galați. De ce? Pentru că eu am muncit pentru asta. Am muncit, dacă muncești pentru o comunitate, pentru familia ta extinsă, cum e orașul sau țara. Evident că îți pasă dacă faci ceva, pentru că dacă n-ai făcut nimic, nu-ți pasă, nu știu, nu, ok, pot să înțeleg, dar dacă ai muncit un an, 2, 3, 7 sau 20 sau mai mulți, dar și unul, evident că începe să-ți pese de... dacă îi faci observație unuia că aruncă hârtiile în parc, evident că-ți pasă, deci e prima formă de... Fiecare are la nivelul lui. Da, eu cred că... Atunci când investești emoțional... Și emoțional, în orașul tău, în țara ta... Și vezi că nu, pe de altă parte, ea nu ți oferă. Deci vin frustrările. Că, în general, știți că nicio faptă bună nu rămâne pedepsită. Da, dar n-ar trebui să fim atât de pesimiști. Eu, și când mi-e foarte greu, mi-aduc aminte și spun, bă, totuși trebuie să fiu un optimist incorrigibil, oricât de greu ar fi. Hai să mergem mai departe. Ok, dar iată că, din gândul, bă, la un moment dat... și-a extins ariile în afara României. Am foarte mulți prieteni în străinătate, așa este. Ai avut funcții în străinătate? Bineînțeles, am... Care ești ambasadorul Argentinei, Buenos Aires? Am fost chargé d'affaires, am fost însărcinat cu afacere la ambasada de România la Buenos Aires la un moment dat, dar eram șef de misiune. Da, nu asta mi se pare cea mai mare realizare a mea în Buenos Aires. Cred că sunt două chestii, două, trei chestii de care sunt mândru în Buenos Aires. Primul lucru, în calitate de șef al secției, de șef greșit, de coordonator al secției consulare, am reușit ca în 3 luni de zile să readuc comunitatea românească lângă ambasadă, pentru că există țări în care există rezerve vis-a-vis de ambasadă, pentru că comunitatea știe că sunt mulți forți securiști și în mare parte au dreptate, ca să fim sinceri. Acum vorbesc ca un politic, din păcate, dar e adevărat. Am reușit în 3 luni de zile să strâng comunitatea și începem să facem manifestări și am realizat că în primele 6 luni de activitate avem 6 sau 9 luni, dar 6. Am avut mai multe activități decât au fost în ultimii 4 ani în urmă. Mă refer la implicate ambasadă. Erau foarte multe, dar cum erau mai multe decât ultimii 4 ani de zile, 6 luni. După care am ieșit mult mai bine și când am plecat, comunitatea chiar a vrut să scrie la minister, până și pușcăria și a vrut să fac o scrisoare în care să nu plec de la post, dar era deja foarte târziu pentru că și fusese opțiunea mea ceva mai înainte. De ce ai plecat? Dacă ai avut și rezultate și erai și iubit. Toți facem greșeli în viață. A fost o decizie greșită, dar pe care am luat-o la începutul activității mele de Argentina. Am spus că mai rămân doar 12 luni din momentul respectiv. Altfel ar fi trebuit să mă înscriu la examen. Nu m-am înscris pentru că e un motiv personal. Trebuia mi-a părut foarte rău. Trebuia să mă intru pe Skype și să susțin examenul. Dar era voie să povestesc ceea ce făceam zilnic. Activitatea mea pe consulară, activitatea pe politică, adică analize politice și
și contacte diplomatice. Un lucru extraordinar de greu, dar de plăcut. Îl făceam cu mare plăcere și cred că în timp o să revin undeva în diplomație. Poate nu e momentul acum, dar cumva o să revin. Deci vorbim despre un viitor proiect. Da. Ok. Hai să ne întoarcem puțin în... Până a, și n-am spus ce am făcut. Am spus doar că am strâns comunitatea și a doua că am reușit să strâng o comunitate de tineri diplomați în Argentina și creăm, bine, nu a fost o asociație formală, dar informal a luat ființă așa o asociere a tinerilor diplomați din Buenos Aires și în special din Uniunea Europeană și făceam tot felul de acțiuni împreună foarte frumoase. Una, pot să vă dau exemplu, l-am cunoscut acolo pe Bernardo Hirsch, evreu, de origine română, supraviețuitor al Auschwitz-ului, selectat de Mengele himself să-l împuște, să-l... Așa a scăpat cumva și întâmplarea a făcut că am avut onoarea să devin prieten cu el. Chiar am și... Chiar onoare. O, da. Chiar săptămâna trecută am intervenit pentru cineva din Argentina să accepte la un interviu, deși are 96 de ani, acum 97. Și ce mai dorești? Este... Ce interviu? Nu. Persoana respectivă dorea să facă o documentare despre viața lui Bernardo. Și... Interviu, reportaj. Da, o documentare pentru un material. Și am intervenit și chiar mi-au transmis că mă așteaptă cu drag la Buenos Aires și așteaptă să-i sun să vorbească, că le e doar de mine și el și soția lui Nița. În fine, și îi luam pe diplomat și mergeam, de exemplu, la Bernardo acasă și el le povestea viața lui, de cum a fost și după... Cam 3 ore dura așa varianta scurtă. Spun, prima dată am stat, mi s-a ridicat părul pe mână, am stat așa, m-a ținut de mână, nici n-am respirat. Era prea tare că mi-era frică. Nu pot să povestesc, viața lui e mai mult decât o carte. Lasă-mă chiar aici pe mine să mergem să facem un reportaj. Da, ar fi frumos. Și mergeam cu ei acolo, sau mergeam la muzee, sau făceam câte un eveniment, nu știu, cu muzică. Clasică. Sau a venit Angela Gheorghiu și să inaugureze Teatru Colon cu Roberto Olania și evident că i-am luat și pe ei. Sau, de exemplu, cei de la ambasadă tot ce l-au dus pe Orhan Pamuk, laureatul Nobelului, primului Nobel pentru literatură și am fost cu toții cu el. Și erau tot felul de evenimente foarte frumoase. Te învârți, să spun așa, în niște cercuri foarte înalte, sociale. Nu sunt înalte, sunt cercuri. Pentru mine sunt normal. Eu am crescut în mediul acesta și nu e greu. E plăcut să faci. Nu venire. E greu. Ar fi culmea să fie greu. E foarte frumos. Așa, și ce mai făcut? Uneori, da, uneori, nu. În general, nu intru foarte mult în amănunte despre viața mea. Poate doar prin fotografii. Pe Facebook mai pun așa, instantanee. Pentru că nu știu, eu văd viața în general zâmbind. Am momente în care sunt foarte trist, foarte supărat, deznădăjduit ca orice om, dar îmi revin. Adică fac cumva să-mi revin. Și dacă nu-mi revin eu, foarte repede vin prietenii mei și mă extrag. Și... Te simți un om norocos? Da, am niște prieteni extraordinari și chiar sunt foarte bogat din punctul ăsta de vedere. Și îngalați, și, de exemplu, cu foștii colegi din diplomația din Argentina, avem întâlniri periodice, acum în primăvară trebuie să ne întâlnim la Madrid. Toată gașca de diplomat care a fost acum, gașca. În termenul de acum e ok spus gașca de diplomați. Echipa, nu? Era o echipă foarte bună. Evident că atunci când ești diplomat există niște rețineri, pentru că și relațiile sunt limitate de statutul pe care îl ai de diplomat. E o structură care nu permite comunicări foarte intense sau intime sau... Și atunci, cumva echilibrați, dar noi, fiecare cu respect față de reținerile celorlalți, știam foarte bine, pentru toți erau aceleași rețineri, aveam niște relații limitate de mandatul nostru de diplomat. Dar, dincolo de asta, tot ce se putea face la modul camaradăresc, ne ajutam și cu informații și cu... Nu sunt multe chestii în care poți să faci treburi ok, dacă ai o echipă în diplomație. Și era foarte frumos. Și noi am continuat să ne vedem. Deci an de an, da, vă strângeți. Da, da. Acum, cred că la sfârșitul mai
sau aprilie sau mai e vorba să ne vedem în Madrid. Eu m-am văzut în Madrid și cu alt și anul trecut cu o parte din foștii colegi. Pentru că a trebuit să ajung la niște alegeri în Spania pe activitatea mea politică și era acolo. Una din fostele colegi e profesor acum la universitate din Madrid, iar unul din foștii colegi e în misiune în Madrid și ne-am văzut între ei. Dar acum trebuie să ne vedem vreo 8 sau 10. Să vedem. Deci ai o viață socială și personală activă. Foarte activă. Păi, lunea viitoare plec în Irlanda. Pentru că avem o ședință la PNL Diaspora, ședința de birou politic. Din câte am înțeles, s-a confirmat și Ludovic că vine. Domnul Ludovic Orban, președinte. Și cel mai probabil vom avea întâlnire și cu primul ministru de acolo, pentru că e la guvernare, e un partid din PPE și sunt partenerii noștri din Partidul Popular European și sunt relații foarte bune. Și cât stați acolo? Normal, ședința e două zile, de-o stau o săptămână. Asta vreau să trag o concluzie. Deci, stau o săptămână... Te duci în interes de afaceri... Păi, spun și de ce mi-au mă duc așa, odată pentru că sunt un mare iubitor de Irlanda. Îmi place foarte mult Irlanda. Ce-ți place la Irlanda? Păi sunt două chestii. Odată Dublinul în sine, ca oraș, ca un oraș cosmopolit, este... Nu plouă. Iarna e foarte ok în Irlanda. Îmi place Dublin în sine și îmi place Irlanda, partea de clifuri, zona aceea de peninsule cu faleze înalte de piatră de 100 de metri, cu tot felul de insule, cu sate pescărești, unde se trăiește și se cântă în continuu după în limba gaelic și te primesc la concertele lor, te bagi în sătucerea. Mie îmi place să cunosc viața așa cum e ea, în forma ei pură. Oamenii sunt extraordinari de fain. Merg la pescuit, poate la vânătoare. După aceea, la Dublin, îmi place de fiecare dată merg la Trinity College, la bibliotecă, pentru că e una din top 10 biblioteci din lume și sunt fan. Cred că e a patra oară când o să merg la biblioteca asta, pentru că realmente mă simt altfel, îmi dă o altă stare de spirit. Și mă simt foarte bine. O să merg la ambasadă pentru că domnul ambasador mi-a fost șef și mi-e un bun prieten acum și mi-e place să povestim. Asta, o să-mi văd prieteni. Am un prieten foarte bun din copilărie care locuiește de, nu știu, de 15 ani, 20 de ani în Irlanda, dar acum e ultima dată când stau la el pentru că se mută în Statele Unite. Hai că mai stau până viitor și pe aia mă mut. Adică mă aștept să mai... Chiar după ce în viitor te duci în Statele Unite. Mi-a și zis, de acum vine în Arizona, chiar să mută în Arizona. Am viză de mult și am viză de... Dar pentru mine nu-i problemă să merg în stradă. Spuneai de Irlanda și de ce-ți place și ai amintit și despre pescuit. Da, a doua pasiunea ta. Sau hobby, dacă e a doua. E unul din pasiunile mele favorite, da. Aș vrea să spun de la început că nu prea îmi place să mănânc pește, mănânc uneori mă forțez, dar nu-mi place, pentru că e sănătos. Cum tu ești aici, în Gălățean? În schimb, pescuiesc din orice poziție. Și nici nu sunt vreun mare pescar, să nu credeți. Dar îmi place să pescuiesc de numai pe bine. Am și eu capturi foarte mari, de zeci de kilograme, prin oceane, am pescuit prin Caraibe. Dar sunt fotografii, mai am pe Facebook, am cu niște namile, am prins tot felul de specii. Am pescuit în Argentina, în Cuba, în Brazilia, în Uruguay, în Irlanda. Și la ce, de la răpitor? La orice. În general la răpitor, da. Merg și la parcuri de staționar pe crab. În fiecare, suntem o gașcă de 12 ani, de 11 ani, mergem împreună. Aceeași gașcă de în mare, de bază de 14 până la 11 persoane. Altă gașcă decât motocicliști. Jumate din ei este aceeași. Aha, deci aveți... La gașcă de pescare mai mare. Aha. Și jumate din ei sunt și așa și mergem în delta și stăm o săptămână în sălbăticie, mergem cu bărcine, stăm la corturi,
Bine, ne luăm generator de curent cu noi, avem dozator de un răcitor de vin, un sărbăticie, dar cu toate condițiile de acasă. Da, cu instalație de apă, cu instalăm o pompă în apă, spunem o pompă și avem duș, avem așa, dar restul e trăim, se mănâncă la cea un, se gătește în fiecare zi, avem frigiderul, ladă, frigorific, unde ținem așa, dar luăm și animale vii pe care le tăiem când trebuie și avem carne proaspătă. Foarte frumos. Dar care a fost cea mai mare captură? Trebuie să o știi. Păi sunt mai multe, au fost mai multe capturi, dar undeva mai mare de 17 kg n-am prins. Ce era? Un mahui-mahui. Nici nu știu. Un pește verde cu capul mare. Cea mai exotică a fost o pisică, așa zisă pisică de mare, care era de fapt de apă dulce, pentru că există în Rio del Plata, în delta, într-o delta din Argentina, în Corrientes, în Esquina, regiunea Esquina, există o delta extraordinară, uriașă, unde poți să prinzi, nu știu, toate adevărata dorada, cea dorada mare până la 15 kg, poate și mai mare, în care solzii sunt chiar ca de aur, sunt realmente aurii. Am câteva fotografii unde se vede. Eu n-am prins mai mare de 3-4 kg dorada, n-am prins, dar e un pește superb, o surubi, și acolo am prins și o pisică, așa zis, o pisică de mare, care de fapt era de apă dulce, avea așa o coadă, când prima dată am crezut că mi s-a găsat lanseta în truciată și nu mai puteam să o scop. Dura foarte mult până am scos-o și când s-o ridic, avea ghidul, că eram cu un ghid, acolo spuneam să crește cu ghid, a trebuit să-i dea câteva bâte în cap, să-l miștească un pic ca să putem să-i scoatem. Acum i-a prins întâi coada și spinul acela cu cârpă, am pledat-o, i-a scos. A fost un pic de așa, dar era foarte periculos, pentru că te omoară. Au secretă niște pătrâvuri prin spinul acela și te infectează foarte rău, în cel mai bun caz. Da. De fapt, știți că Steve Irwin a murit că l-a înțepat în inimă, s-a avut și ghinion. Bine, asta era mult mai mic, adică era așa, cu tot cu coada era așa, nu era. Ce, ai poze cu... Da. Am să-ți analizez profilul, să nu fie... E mult, că sunt mii de fotografii, eu în general sunt cam... Povești pescărești. Da, corect. Vedem și dovezi, nu? Da, acolo sunt probleme. Și nu e vorba de Photoshop. Glumim. Deci, pescuitul este printre pasiunile tale. Printre marile mele pasiuni. Dar tu nu mi-ai spus să... Hai să continuăm cu pasiuni, că tot nu mi-ai spus slăbiciunile și se încheie... Slăbiciunile, cred că cea mai mare este că... Da, aici e cea mai mare putere, este că încă mai am un acord de încredere total oamenilor de la început și lasă-mă înșele pe parcurs. Și mi-am luat-o. Sunt înșele încrederea. Nu e vorba de masculin-feminin aici, e vorba de... Strict relația, profesional? Nu, relația... umană, profesional, personal. E vorba de a acorda încredere în oamenilor. Încredere în oameni, de crezare. Și un oameni în care, care investește cel mai mult, de regulă îți creează cele mai mari plăceri. Mi s-a întâmplat și mie, totuși am avut puterea să revin și să acord încredere oamenilor de la început și să-i las. Pentru că cei care îți confirmă, până la urmă, sunt adevăratele câștiguri. Și, până la urmă, viața mea mai mult s-a confirmat decât au infirmat, așa că sunt pe plus. Adevărat spus. Așa că e și o slăbiciune și și un punct foarte. Iată când... Până la urmă, echilibru e lucrul pe care îl căutăm în viață cel mai mult. Acesta este secretul în viață, echilibru peste tot. Dar când nu mai ai așteptări, să ai puterea de a ajunge la stadiul în care să nu mai ai așteptări de la nimeni. Atunci nu este trist, că atunci nu mai poți fi rănit. Da, dar nu mai ai așteptări nici de la tine. Nu e adevărat. Pentru că trebuie să interacționezi cu viața noastră. Este în interdependență cu viața altor persoane. Suntem totuși, trăim în societate, nu... Doar dacă ai fi un pusnic, ok, poți să înțeleg chestia, dar nu e cazul nostru.
și la ce viață agitată ești, ai putea să fii vreodată să te retragi așa? Uneori mă retrag, dispar, lumea nu știe. Unde așa un moment, tocmai de asta. Nu mine. Spune de regulă, locul. De regulă îmi iau foarte multe cărți și citesc. Iată că spuneai că da, îmi place foarte mult literatura science fiction. Citesc mai multe genuri de literatură, chiar științifică, pe zonele care mă interesează, mai ales istoric foarte mult, puțină filozofie, dar cel mai mult îmi place, așa că este ca o plăcere vinovată, literatura science fiction. Și am momente când ieri nu am fost la dentist pentru că fizeam o oră, adică ce fac ora asta, mă fac aia, dar hai să deschid un pic cartea. Și am deschis cartea și nici n-am mai. A trecut și dentist, trebuie să merg astăzi după emisiune, că m-a iertat dentistul meu, m-a sunat de două ore dimineață și ne-am discutat și m-a acceptat, săracul, să merg astăzi. Deci iată când intri în literatură, lași totul de da, mai ales dacă e o carte care îmi place, mă leg și uit să adorm, dar nici n-am promiat, a zis, stai mai stai cu... Dar e plăcut să ai un motiv de genul ăsta, știi, să fii somnoros dintr-o carte care îți place cu adevărat, știi? De unde îți procuri cărțile? Acum pot să fie de oriunde, serios, am... Există internet, adică la un moment dat... Citești online? Citești online sau cumpăr cărți online, sau odată îmi trebuia o carte foarte, foarte bună despre politica externă americană. Scrisă de Bruce Gentleson, mi-a fost profesor la un curs pe care l-am susținut la Duke, l-am urmat la Duke University despre politica externă americană în secolul 21. Și are o carte foarte, foarte bună, din punctul meu de vedere, îmi place. E una dintre cele mai bune cărți. Sau una dintre cele mai plăcute cărți pentru mine de politica externă americană. Și am dat să o comand pentru că eu aveam materiale din carte care îmi trebuiau pentru curs, dar voiam să știți când întreg, pentru că cartea e foarte bună și trata aspecte mult mai complicate. Și am intrat pe site-ul, dau să comandă, ok, în Europa o vindea o editură din Anglia. Am mers acolo, am comandat, nu știu ce, și acolo când se plăte, nu, că nu luăm comenzi din România. Asta era acum vreo 3 ani. Că luase rățepe în România de la că de-aia ce. Oh. Sau... Nu trebuia să spunem asta. Da, e adevărul. Numai că... Tu, vicepreședinte, ca să fac o paranteză, până nu recunoști... În loc să ții cu nu. Patriotism... Din... Bă, dar a fi pați, ca să... Cum să spun? Ca să rezolvi o problemă. Ca și la medie. Trebuie să recunoști cu aia. Dacă nu recunoști ții gunoiul suprești, n-ai să rezolvi niciodată problema. Ok, bun. Nu recunosc mai mult decât am. Bă, dar problemuța asta o am. E reală. Ok, hai să o rezolvăm ce putem face. În fine, cert este că ești cei nu vindeau, cei din America nu trimiteau în Europa pentru că ei aveau deja pentru Europa agenția din Anglia, care din Marea Britanie, care nu vindea. Și atunci am rugat un prieten, aveam un prieten la Los Angeles, ăștia vindeau la New York. Am rugat un prieten și a comandat-o de la New York și s-a dus la Los Angeles. De la Los Angeles mi-a trimis-o printr-un prieten care a venit până în București, la București al prieten mi-a dus-o la Galați. Și totuși am reușit. Câte drumuri pentru o carte. Da. Dar am reușit, adică cu ajutorul prietenilor faci rezolv multe. Uite, se poate. Se poate. Încă o slăbiciune din gândul și am încheiat această. Dar de ce nu vă dați cu telefoane? De ce nu vânați punctele foarte, nu slăbiciunile? Da, vânăm... Bine, suntem jurnaliști, e emisiune de profilul ăsta. Nu știu, vă las pe voi să spuneți care credeți că ar fi una de slăbiciune. Eu confirm dacă e sau nu. Gândiți-vă că eu am o viață destul de zbuciumată și asta aduce, evident, și plusuri și minus. Nu sunt căsătorit. Nu sunt căsătorit, dar am fost foarte aproape de câteva ori. Știi Matrix, nu? Tu mă faci să râd. Prefer să abordez într-o manieră pozitivă. Știi filmul Matrix când este spre actorul principal, sunt trase 3 focuri de armă de către agentul respectiv și el îi trec gloanțele așa și el trece printre gloanțe.
Așa a fost și cu mine, ultima. Era să mă dacă rămâneam în Argentina, eram căsătorit. Am fost foarte îndrăgostit de o... femeile din Argentina? Și femeile din Argentina. Frumoase. Îmi plac femeile frumoase și deștepte. Asta e titlul de ziar. Acum, știi, fiecare... După gustul meu, fiecare de gustibus non disputandu. Dar am fost foarte îndrăgostit de o fată din Argentina, care era unul din vârfurile poeziilor contemporane. Avea un cenaclu foarte important, cel mai mare cenaclu de poezie din Argentina. Era mereu prezentă în emisiunile lor culturale, era profesor la universitate. Avea și o mică firmă ei unde preda limba engleză. Era foarte, foarte muncitor și o persoană realmente deosebită. Am rămas prieten foarte bun, de altfel. Măcar o dată pe an sau la 6 luni, cel puțin ne scriem și vorbim bine. Ea s-a căsătorit între timp, are copii, da? Ai afirmat că ești încă îndrăgostit. Vezi că ești îndrăgostit. Nu de o persoană, nu sunt acum, pot zic că sunt îndrăgostit de o persoană, nu pot zic că am o relație stabilă în modul clasic, nu, pentru că am avut o perioadă foarte dificilă și acum foarte agitat, am foarte mult de muncă în perioada asta, chiar foarte, foarte mult de muncă, pentru că am niște obiective mai dificile de atins pe termen lung și s-au adunat cam multe și așa astăzi trebuia să fiu acum la Constanța, dar s-a amânat și plec mâine dimineață și mă întorc probabil mâine seară. Și nu mai e timp de activitățile? Există na, persoane deosebite în viața mea, e normal. Și ar fost toate fostele mele prietene iubite, mai mult, sunt fără excepție prietena mele și acum, în sensul că suntem amici și oricând putem apela pe la unii la alții, adică a rămas o relație decentă, deschisă, curată, chiar am fost la parte de nunțile lor, adică invitat. era un film, Dr. Love. Oh, da, să știi că mi se potrivește. Toate fostele... Am văzut filmul și de mai multe ori și mereu mă bufnește râsul, mai ales dacă sunt cu prieteni de-ai mei care îmi cunosc viața și da, se potrivește și nu spun mai mult. Nu spune mai mult. Da. A fost suficient pentru seara aceasta, pe latura sentimentală. Vreau să-mi spui proiectele tale de viitor. Să ne spui. Nu sunt la nivelul de certitudine, deocamdată sunt intenții, dar pot să vă spun domeniile. Primul e legat de un proiect european foarte serios, la care lucrez acum. Nu știu dacă o să iasă sau nu o să iasă. Despre ce e vorba proiectul? Nu pot să spun. E un proiect foarte mare. În 2-3 luni o să aflu dacă da sau nu și atunci pot să ies public, pentru că chiar este un proiect mai mult decât ok. Promis că vii la noi. Promit că vin și le expun, mai ales că îmi și place foarte mult proiectul. Dacă este, va fi un proiect foarte fain. E pe zona de educație, dar e vorba de educație ecologică, abordată într-o manieră personală și cred eu că o să fie foarte fain. E doar un aspect al proiectului, pentru care și alte, multe alte. E vorba de implicarea unor măsuri de management în anumite zone. În fine, e mai complicat de un proiect foarte fain. Sper să iasă. După care sunt niște dispute cu două instituții. Sunt într-o dispută cu o instituție. Pot să spun deja că e o dispută, de ieri a devenit o dispută cu instituția europeană pe problema și am un interes. E o chestie de pe termenul cu bătaie lungă, dar lucrez foarte mult. Că ieri am trimis am venit cu o replică de 6 pagini foarte tehnice pe anumite chestii, aspecte legate de relațiile de muncă din Uniunea Europeană și urmează cumva să ajung în Parlamentul European la Comisia de Muncă și să fac niște interpelări și poate chiar o dezbatere foarte largă pe ceea ce lucrez acum.
Așa, și mai e un... Mai e o chestie legată de un posibil job în afară. Și lucrez foarte mult la, la astea trei, cel puțin. Mai e timp de tine? O citesc în fiecare zi. Acum am niște cărți foarte faine într-o serie pe care o iubesc și... Adică măcar 1000 de pagini pe săptămână tot citesc. Îmi fac timp pentru că, na, ne avem copii, eu, mi-e evident că seara sunt liniște. Mai merg la nepoții mei, da. Dar acum ne-a venit, ni s-a mărit echipa, a venit încă un membru în, în gașca noastră, un băiețel, dar vreo 2-3 săptămâni nu pot să merg la el pentru că e proaspăt venit și nu o să merg, o pleca mai repede. Să fie sănătos. Da, să fie. O să fie un bărbățoi. Și... Na, ne-a văzut ieri în parc și cu el și cu, cu fetița mai mare, care prezintă 90% de Facebook-ul meu. Da. Vorbeai de job-ul acesta. Ne poți spune... E o încercare. Nu, e doar o încercare și... O să văd. Mi-ar plăcea foarte mult. Într-o zonă care... A fi ok pentru mine, dar nu știu. Aplicațiile astea durează cam un an de zile și abia au trecut 4 luni, 5 luni. Sunt semne bune, dar... Atunci să te ajute Dumnezeu, să duci planurile până la capăt. Noi îți mulțumim, eu îți mulțumesc pentru prezența ta în, în emisiunea Oameni cu Stil. Te considerăm un om cu stil. Îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut pentru noi și ai reprezentat România. Și iată, te așteptăm în continuare pe viitoarele tale proiecte, să, tot la Express TV. Mulțumesc și la... chiar vreau să vă felicit, scuze că te-am întrebat, pentru că m-ai făcut să fiu natural și să vorbesc foarte ușor despre mine, lucru pe care în general nu fac decât cu prietenii știi. Și acolo m-ai rezervat de cele mai multe. Consideră-mă prietena ta atunci. Mulțumesc. Îți mulțumesc. Vă mulțumesc doamnelor și domnilor pentru atenția cuvenită. Oameni cu stil în fiecare sâmbătă și duminică la ora 21. Weekend plăcut și o seară minunată în continuare.